ne vedem tema. Păi, acasă. Tot spune noi că acasă, dar da. Face tot felul de trăsta aici. Casa a întâia. Acum, mergând, m-am gândit la o perfect. Iar să spune așa. Ia să vă mai mama și cu fiul au împreună, fii atent aici, mama și cu fiul au împreună 27 de ani. Deci mama plus fiul egal 27 ani. Dacă mama ar fi cu 3 ani mai mare, dacă mama ar fi cu 3 ani mai mare, atunci ar avea de două ori vârsta fiului. Deci mama, dacă ar fi... Da, asta nu cred. Deci, fii atent, mama și cu fiul împreună au 27 de ani. Mama, tânăr, 17 ceva. 18. 27 de ani, fii atent aici. Dacă mama ar mai avea cu 3 ani în plus... Dar face și segmente. Bine, pe cine se reprezintă un segment? Să notăm un pic. Deci dacă mama ar mai avea cu 3 ani în plus, da. Atunci ar avea de două ori vârsta fiului. Ori vârsta fiului. Ok. Deci, în momentul de față, împreună au 27 de ani. Și cât are fiul? 10. Are 10. Deci, de cât e? Stai că trebuie mai repede și eu. Eu aveam poporul de mașină. Tu ai dormit, eu am lucrat la mine toată ziua. Vezi ce înseamnă să dormi? Poate s-ar putea să ai dreptate. S-ar putea. Dar pe ce? Pentru un segment și pe cine faci? Și dacă are 10, 27, 27 se mai adaugă că 3. Și eu are 10 ani. Stai, mă, că tot nu are 10 ani. Fiu 10, crezi că ai 10 ani, nu? Da. Dar hai să vedem. Păi am adunat surplusul și am aflat 30. Și 30? Și la câte rămați în mod exact? Acelul 30 care ai făcut tu că dă, adăugând 3-ul. Ai făcut 30. Și în clipa asta, mama are de două ori vârsta fiului. Deci, fiul este atât, iar mama, după ce ai pus tu 3 ani, mama are acum de două ori vârsta fiului. Da. Da? Deci, după ce ai pus tu 3 ani, adică la mama, ei a învățat la 6-3 ani. Da? Înainte, mama avea cu fiul cât avea? 27 ani. Nu? Fiul avea 27 de ani. Dacă ne-ai pus tu 3 lui mama, ai făcut-o repede pe mama de două ori vârsta fiului. Și tu ai zis așa. Da, și tu are 10 ani. Deci, acum tot am de 30. Foarte tare. Vreți să vă arăt un profesor? Nu, și nu mă întreb, trebuie. Băi, tu mai dori la prânz, dacă vorbim, eu mă am probleme pe urmă. Deci, cum 27. Așa și pe 3. Cum îmi despart în două? 10 și... da, am 7. 10 și 7. 10? Și 7. Și cu 3 ani mă pun acolo, 30. Da. Și 10 și cu 10, 20. M-am aflat cât are mult. Fiul are 10 și mama are 20. 30. Acum? Acum, da. Acum, după ce i-a adunat 3 ani, da. Mama are 20. Da. Că tu ai zis o 10 și aici sunt 20. Da. Măi, e aproape adevărată chestia asta. Și acum, ca să vezi vârsta mamei, ce faci din 20? Din 27. Nu, din 20? Din 20, ca 3 și am făcut 17. Deci mama are? 17 ani. 17 ani. Și copilul 10. 10 ani. Nu mai pulci. Ce faci, dragi? Eu am pregătit toată ziua profesorului. Am stat de dimineață și tu
văzut că lucra la albine acolo și tot m-am gândit, bă, să-i facă o problemă să se întâmple. Dar știi, pare că urmă așa cum e descoperit. Dar acum stau și nu merg, nu sunt oficii. Deci ai să mai știți să scrie. Rezolvare. A rezolvat. Zice, noile date. Adică, noile date după ce aprime cei 3. Deci 27 plus 3 egal 34. Acum, în situația asta, am figurat băiatul și mama de două ori. Și atunci înseamnă că avem 27 și cu 3, 30 și împărțim la câte segmente pe 30? 10, 10, 10. Deci 30 îl împărțim în 3 segmente. Ca să vedem un singur segment. E ca 10. Face 10. 10, mai zic 10, 10, 10, 10. Ce reprezintă 10 ani? Fiul. Fiul, da? Că este un singur segment. Și mama. Deci fiul. Și mama are 21. Iar mama. Mama. Asta e pentru fiul. Mama cât are? Din 20. Scădem pe 3, nu? No? Are 18 ani. Deci mama. Are 20 minus 3. Egal cu 17 ani. Da, într-adevăr, 10 și 17 fac 27 ca să mai mult. Vrei să mă dau una cu alte numere modificate? Hai, numere! Puteți să vă acum! După cum fie. Într-o livadă, sunt meri și cireși. Meri și cireși. Total, meri plus cireș. Meri plus cireș e egal cu 53. Și nu avem niciodată? 53. Nu mai spun nimic? Ba da, da. Mai spun partea a doua. Prima parte, da? Total, meri și cireș sunt 53. Dacă ar mai fi încă 7 meri. Deci dacă în livadă ar mai fi 7 meri, atunci numărul merilor ar fi numărul medicilor ar fi de 3 ori mai mult. Da? Numărul ar fi de 3 ori mai mult decât cireșii. Sfinte! Câți merg și câte câți cireșii sunt? Acum suntem foarte atenți. Deci, dacă aș mai adăuga la meri, dacă în livadă ar mai fi încă 7 meri, adică 60 de... Adică dacă ar fi 60 la total, da, atunci numărul merilor ar fi de 3 ori mai mult decât cireșii. Atunci, numărul meu ar fi de 3 ori mai mult decât cireșii. A, 3 ori. Da. Nu te gândi să dai răspunsul. Să te judecă problema. Cine sunt mai puțini, meri sau cireșii? Cireșii. Pentru segment facem cireșii, da? Deci, un singur segment, cireșii. Meri, adăugându-i noi pe cei 7, meri de câte ori trebuie să pun? 3. De 3 ori, 1, 2 și 3. Și mai punem ceva ori? Nu că am adăugat pe cei 7 ca să, da?
Deci la Cireș, la Mere, acum sunt și cei șapte. Domn profesor, te mai ziua încă, poate e Cireșul șapte, nu, 20. Nu, nu interesează. Nu, nu. Cum judecăm acum? Ia mă, dau aș pe cei șapte, da. Am făcut în total cât acum? Cât am făcut, pânându-și pe cei șapte, la cei 53. 53 și cu 70, 60, 60, 60 pom. Acum, deci noi le dat pe sub asta, cam 60 de pom. Și câte segmente sunt acum? 4. 4. Adică 60. Trebuie să le împărțim în 4. 4 părți egale. Acum să te văd eu pe tine, da? Cata! Iau un 10 din 60. Da. Împărți egale. Împărți egale. Împărți egale? Da. Deci pe 60 trebuie să-l faci în 4 părți egale. 60? Da. 20. Pe 10 îl despart în 5 și 5. Pe 50 îl despart în... Poți să fac muncești mult? Muncești mult? Muncești că ești tare, ești foarte tare. Ce fac cu 20? Dacă ar fi fost 40? Nu. Dacă ar fi fost 40, puteai să împarți în 4? Da. Ca să rupi pe 60. În cât trebuie să rupi pe 60? Și 20. Deci 60 este egal cu 40 plus... Da? 60 egal cu 40 plus 20. 60 egal cu 40 plus 20. Și 20 îmi despart în 10 și 10. Dar da, trebuie să-l fără în 4. În 4. Că pe 40... Hai, deci acum zici... Cata, cata! Cum? 5 ori 4. Deci 5 ori 4... Da. Te-ai descurcat aici. Bun. Deci acum 60 împărțit la 4. Da. Este de fapt 40 împărțit la 4 plus 20 împărțit la 4. Deci împărțit de 20 nu știu. 40. Dar 10 împărțit la 4, cât faceți? În 40 împărțit la 4? 10. Plus 20 plus 5. 5. Păi 5 ori 4? 10 și cu 5? 15. Deci un singur segment e 15. Adică un singur segment cine reprezintă? Un singur segment. Gata, știu. Lasă-mi tu-l zic. Lasă-mi tu-l zic. Eu pun întrebări și tu mă așa și în ceață, mă. Cine zic? Cine sunt 15? Cireșii. Cireșii, sigur că da. Deci, 15 răspuns corect. Da? 15 cireșii. Da. Meria. Acum am răspuns la ceștia. Mai ești tare. Da. Cine? Cât? Nu va răsinti. Zi. Nu va răsinti. Nu va răsinti. Nu va răsinti. 52! Atenție multe! Păi dar un segment... Deci, trei segmente? Două segmente cât face? 30, mă. Și mai punem numai până aici, punem. 7 plus. Numai până aici? Adică cât mai punem? 33! Plus 33! 33? De cum ai gândit? Nu păi tot segmentul ăsta cât are? Asta e să fac 15 din 7. Asta e. 15 din 7 și face cât? 15 din 7... 8. 8. Deci ăsta este de 8. Așa că la 30... 38. Așa. Deci 38 de mere. Asta nu fie. Ia să vedem. Împreună fac cât am zis 53. Am făcut 15 și 38. Să vedem. 5 cu 8. Ajută-mă, te rog. 13. 13. 3.
Și o 10 ori duci la 10. Sunt 53. 53. Perfect. M-a spus am calculat. Perfect. Spune-mi tu unde ți-a fost problema aici. Când am făcut pe 60. Dar eu zic că ideea frumoasă a fost să modificăm pe 53 cu încă 7, că dacă ar mai fi încă 7 mere, și atunci numărul total s-a ajuns la 60 de pomi, atunci se întâmplă ca merii să fie de 3 ore cât cireșii. Și facem foarte tare cu reprezentarea asta figurativ, metoda asta figurativă, prin segmente, vezi rapid. Câte segmente sunt format? 1, 2, 3, 4, nu? 3. Păi 3 aici, una de mână înainte, total, sunt 4 segmente. Și de ce am pățit cu 60 la 4? Și am muncit aici, că nu te-ar ne vedea nou la îndemână, că dacă ar fi fost la 40, da, s-ar rupt, da, și am muncit foarte bine și am găsit așa. Bun. Dacă aș vrea că oră. Vrei cu un anul fir? Da. Când am făcut mă. Dar ți-a plăcut asta? Da. Adică acasă vei face următoarea. Mario își sărbătorește ziua de naștere. Și mama îi cumpără o pungă cu bombarde. Mai țin minte că se ducea la școală, de la copii, nu-i mai rămâne, și zice să da. Fie că se împartă în două, în trei, în una. Nu știu, mă, să vedem acum, ne gândim. Deci are o pungă plină cu bomboane, nu știi câte bomboane. Punga e plină? Nu știi. Apar mai, o să o cumpăra cu 2 kg de bomboane, vărsta, de aceea nu putii, nu nimic. Și stai și te gândești, măi, măi, câte să le dau eu, câte să le dau? 50. Te hotărăști să le dai câte? 2. Câte? 3. Câte 3 bomboane. Deci, am spus, Mario are o pungă cu bomboane, da? Și câte, le dă câte 3 bomboane. Și când la toți copiii câte 3 bomboane și când se uită în pungă, băi, băi, sunt multe bani. Mă duc în acasă. Tu, generos, spunești și vă zic, no. Ea le facă o figură și le mai dau încă câte 2 la fiecare. Deci, când le dai, câte, încă 2. Deci, practic, în prima fază, le-ai împărțit câte am spus noi? Câte 3. Deci ai pus 3 și așa mai departe, ai continuat. 3 da. Și vă zic că ți-au mai rămas bomboane, nu le număr. Deci, parcă sunt mai puține decât jumătate, le dau de 2. Și le dai câte 2. Deci le dai câte 2. Încă două. Și continui așa, surpriză. 2 rămân. Câte una? Deci 2. Păi dacă va câte una? Ce? Să dai câte o bomboană, atunci ați mai rămân? Dacă dai câte da, mai rămâne 2. Și o pălătură. Aici? Ar trebui să spunem câte bomboane au rămas. Da, trebuie să spun câte bomboane au rămas. Da. Spun că au rămas. Hai să zicem. Asta mă întrebam, dar câte rămâne? Da, 20 bomboane. Să văd un pic. Deci, 14 bomboane. 14, nu 20, am 14 bomboane. Acum, poți calcula?
Și punându-le... Stai, vedem. Deci, în prima fază, tu le-ai dat câte trei. Da? Și ți-au rămas 14 bomboane în punctă. Acum, te duci și le dai în a doua distribuție, a doua oară, cum erau 3, 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 așa. Și dându-le câte trei, punând încă două, dându-le încă două bomboane, rămân ultimii doi fără... Dar era la început. Deci ultimii doi rămân fără nicio bomboană. Deci, punându-le încă câte două, de fapt, cinci bomboane, ultimii doi copii rămân fără bomboane. Întrebarea este, câte bomboane ai avut în pungă și câte bomboane și câte... Deci, câte bomboane și câte... Dar le-aș putea... Cum? Unde le-am consumat? Alea 14 le-ai consumat punând 2, 2, 2... 2, 4, 6, 8. Păi da, bine, păi multe, sunt de acolo. Sunt copii mai mulți. Acele 14 bomboane are câți? Câte... Câți copii vei ocupa? Deci mai sunt aici câte mai sunt? Doi copii. Mai pun încă doi? Da. Păi... Pentru că dacă am 8, mai am încă... Mai am... 3, 4, 6, 8, până la 14? 3 sunt copii. Pentru că mai am... Dacă mai pun de 3 de 8, deci... 3 de 2... Deci ai ocupat pe ăștia. Da. Și acum ai 14 distribuiți? Da. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Păi, ar mai trebui. Ai trebuit cu unul, nu? Da. 3, 3. Așa e 3, spus, da? Și ai consumat pe cele 14 bombane. Da, dar fiindcă ăștia au rămas fără... Consumăm din alea de sus. Adică cele 3 și cu 3. 6. Și ai 6 la câți copii mai puteți? Acolo punem la 2, 4. Luăm 4 din 6. Deci din 6 luăm? 4. De ce luăm 4? Nu luăm pe toate, că ăștia au rămas fără bomboane. Deci ăstea și cu ăstea le-am luat și le-am pus aici. Le-am dat și pun la alea 2. Sigur că da, și mai pun încă la câți, la câți mai adaug la aici? Câți mai trebuie? Era 6, nu? Punând câte două, câte două, câte două. Era 6. La câți copii mai trebuie? Trebuie 8. Pentru că dacă punem jos câte două, 2, 4, 6, 8. Deci acele 6, la... Punând câte două, uite, cum îi pun cu verbe, două, dacă, încă două. Mai trebuie încă... 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Mai trebuie încă un elev, da? Așa. Și acum, iată întrebarea. Câți elevi sunt în clasa ta? Ia să vezi. Toți cei care sunt ocupați... Câți? Optsprezece. De ce? Pentru că e numărat cu toți. Ia să vedem. Păi sunt așa, aici.
10 ani preseară. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sunt cu roșu, adică cele 14 bani în bani date. 7, 8, 4. Și încă 3. 10. Deci 10 sunt elevi și 2 ăștia care plâng. Nu mai au ce romană. 10 și cu 2, 12 elevi. Deci în clasa ta sunt 12 elevi. Și câte bomboane sunt, ai avut tu? Atât. În pungă? Oi. Câte bomboane? Dacă am 7, alea cu roșu, 7 și tot 14. Nu, dar câte sunt acum pentru fiecare elev? 5. 5? Cât sunt toți cei care au primit 5? Cât sunt elevi în clasă? 12, dar 2 nu au primit. 12 ori 5? Nu, 12 ori 5, când ăștia 2 nu au primit nimic. I-am bat. Deci? 5? Fiecare câte 5, cât sunt tot am aici? Cât sunt așa? Până aici? Deci, nu. Deci, sunt ăștia de aici. Deci, în total, 50 bomboane. Și câte? 50 bomboane și 12 ele. Și 12 ele. Da? Și 12 ele. Iată, ăsta ar fi răspunsul. Deci, este problema clasică, aceea că elevii în bănci puși, sau cu vaza și cu flori și cu da, vaze. Deci este problema clasică. Alea cu vaze și sușoare. Păi tot aceeași. Deci aceeași, numai că am îmbrăcat cu altă, da? Numai că am făcut multe bomboane. Da. Nu știu ce da? Acasă, îmi faci tu o problemă. Hai să ne amintim problema aceea pe care tot o aveam noi. Cu vile și cu camere. Da. Deci, hai să zicem așa. Stergi și ea. Așa. O să șterg imediat. Deci, cu 17 vile, 17 vile, având componența 3 camere, cu câte 3 camere și de 7 camere. Mulțime de cum făceam. Cu de 3 și de 7 camere și întrebarea este, formulează 4 probleme. 4 probleme. Poți să-i faci o parte? Nu, mai pregătim. Ca să vă faci la s-a dus timpul, vin cei de la 5 ani. Bun, da. Deci, la revedere! La revedere!